Mergeam cu soția mea și alergăm pe drum. Erau străzi ale planetei. Și se făcea în visul acela că străzile erau goale. Am întrebat în vis, dar unde sunt oamenii? Și în vis mi s-a spus, toți cei ce, care au fost înșelați au murit. Știți ce vreau să spun? Apoi am văzut câte un pâlc de oameni aici, colo, izolați. Și am spus soției, cred că nu e bine să mergem pe străzi dacă lumea murise. Și o voce din cer s-a auzit și a spus, de acum va începe adevărata persecuție religioasă. Din tot ce a mai rămas după testul acesta la care majoritatea cade, va începe testul cu supunerea față de autoritatea cuvântului scris, autoritatea poruncii lui Dumnezeu și autoritatea celor care repudiază prezența lui Dumnezeu în viață. Am zis să fugim, să ne rugăm. A fost atât de profund. M-am trezit, am trezit-o pe soție și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Și, nu știu, poate că a fost influența, poate că m-am gândit eu prea mult la treaba asta. Oricum, am simțit nevoia să împărtășesc cu dumneavoastră acest gând. Luați-o cum vreți.